Hei, salut, Andraș! Îți mai amintești de proiectul meu cu Andrei? Căutarea lui Andrei. Aha, da! Da, exact! Aha. Da. Da, exact, când am fost... Da, când am fost... Da. E, nu știu asta. Și, oricum... Da. Oricum nu mai contează asta acum. Mă rog, acum altceva mă interesează pe mine. Știi, aș vrea să-mi spui... Da. Da, înțeleg. Dar știi, crezi, nu știu, vreau să-mi spui, crezi că am vreo șansă să-l găsesc? Da. Ok. Da. Bine, mersi mult. Ce-ți spune ție proiectul în căutarea lui Andrei? Andrei este un individ de care ea s-a îndrăgostit. S-au întâlnit la Sighișoara. Ea îl caută în Sibiu, acolo unde locuiește. Nu-l găsește și pornește căutarea. Cineva își pune speranțele, cineva vrea să găsească pe Andrei și speră cu tot din adinsul să-l aibă de greu. Îi spune mai multe lucruri, fie în căutarea unei persoane anume, fie pur și simplu în căutarea unui anumit personaj sau unei anumite persoane. Căutarea unui stereotip, poate. Căutarea unui prieten pierdut care este aici. În viața ta există un personaj cu numele ăsta, cu numele de Andrei? Andrei, da. Da. Există un amic, Andrei. Da. Enumerăm câteva caracteristici ale acestui al tău Andrei. Unul dintre Andrei este îndoctrinat, idei preconcepute. Un alt Andrei este violent? Nu știu, este un prieten. Un prieten nu are neapărat caracteristici, trăsături. E o persoană foarte relaxată, pierdută puțin, zăbucită, haioasă. Multe frustrări. Un prieten Andrei. Crezi că personajele cu numele de Andrei au ceva în comun? Nu știu. Poate părinții s-au pus într-o sectă de Andrei care s-au unit unii cu ceilalți. Relativ. Poate fi un Andrei inteligent? Nu. Poate fi un Andrei mai puțin inteligent, un Andrei violent? Cei cu numele de Andrei sunt sub ocrotirea lui Dumnezeu. Nu, poate nu au nimic de a face cu credința, poate nu cred, dar ei au o aură pozitivă. Căutarea asta a lui Andrei, crezi că va avea vreun rezultat? Dacă oamenii sunt făcuți să se întâlnească, este clar că undeva, cândva, poate într-o altă viață, se vor întâlni. Dar ca Andrei să vină singur, să vină de la sine. Știi, gândul te călăuzează întotdeauna. Un gând bun poți poate a schimba viața, îți poate aduce aproape pe cine îți dorești. Numele tău este Andrei, nu-i așa? Da. Să fii tu oare Andrei din proiectul În căutarea lui Andrei? Posibil. Aș fi puțin surprins, cred. Andraș este prietenul meu imaginar.